Ideea, de fapt, mi-a venit în vis. Am foarte multe momente când visez o bijuterie anume și nu anume legat de bijuterie. În general, multe lucruri ce am inventat sau ce am făcut a fost din vis. Prima ce a ieșit dintr-o placă a ieșit o pereche de cercei. Ideea de a transforma hobby-ul în afacere a venit spontan. Am cumpărat foarte multe instrumente, un instrument laser am cumpărat atunci. Am clienți care îmi vin cu computerul propriu și spun, fă-mi te rog ceva din el, pentru că este primul meu computer și aș vrea să-mi rămână o amintire. Să fii tânăr în Moldova este o provocare, pentru că foarte mulți tineri acum sunt cu bagajele în mână, pe cale să plece. Eu sunt mulțumită de ceea ce am aici acasă. Nu cred că sunt destul de tânără ca să plec acum din țară.